Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Ana Maria și continuăm astăzi cu camera a treia din The Escaper. Am făcut până acum primele două camere, din care am mai evadat destul de ușor. Le-am făcut așa, să zicem, chiar ca un speedrun, deși nu am mai jucat jocul înainte, dar ele nu sunt foarte dificile, dar sunt drăguțe și au puzzle-uri, unele chiar interesante. Dacă vreți să le vedeți, o să le las mai jos în descriere, link către ele. De asemenea, dacă vă plac aceste videouri, nu uitați să vă abonați, dați click pe clopoțel și veți fi notificați de fiecare dată când încarc un video nou. Nu uitați, mai avem încă o cameră de făcut după aceasta, ultima. Și dacă vă place videoul, dați-mi un like. Acum mergem în Egipt. Am intrat dintr-un vent din basement și am ajuns în Egipt, da? Și nu știe nimeni. Bun, în perete cu hieroglife. Spotlight. Sper că îl vom putea aprinde să vedem și noi mai bine, că suntem chiar și nu vedem. Am pornit generatorul, s-a pornit și spotlight-ul. Mai inspectăm. Un shaft. Ok, deci ventilatorul nu ține, da? Aici va trebui să rotim piramida ca să... Am și nimerit să facem corect imaginea. Projector slide with some marks on it. Ok, deci va trebui să găsim și un proiector. O lumânare. Un lacăt. Nu pare să mai fie nimic aici. Aici pe sus era ceva? Sau la baza coloanei? Nu. La fel și aici. Doar camera care... Oh, astea se rotesc. Și asta înseamnă că au o treabă cu hieroglifele de pe perete. Da, va trebui să găsim de pe fiecare linie care este codul care se potrivește aici. Că văd că avem toate simbolurile de pe prima linie, de exemplu, în prima pătrățică. Da, va trebui să găsim corect. Cred că ăsta se suprapune cu cel de pe perete, cu proiectorul. Noi le putem derdichici, dar hai să găsim și proiectorul. Ceva pe jos? Nu. În episodul trecut, pe jos, sub noi, chiar aveam o cheie, așa că vă sugerez să inspectați peste tot foarte, foarte vă bine. Un bolovean și am găsit o lopățică cu care probabil vom săpa în nisip ca să ne simțim ca niște copii mici pe plajă. Mai departe, ne întorsesem la dreapta, aici... Nu știu. Avem aici ceva pe perete. O bucată goală de pergament. Oare aici merge să săpăm? Pare destul de înalt această mobilă. Așa. Ce mai avem pe aici? Aici va trebui să găsim ordinea vâslelor. Ce facem cu asta? Ah. A jar full of water. Punem apă pe bărcuță? Nu. Ar fi fost interesant. Bun. Ce avem pe aici? A sack of sand. De parcă nu aveam suficient nisip pe aici, știi? Și un grilaj. Dar văd că nu pot să ajung la el. Și ne-am întors, practic, de unde am plecat. Bun, atunci. Hai să vedem... nu știu unde ar fi trebuit să punem, poate la... Spotlight, să punem acea poză de... Așa. Exact. Și acum așa, mânuța, cana, piciorul și chestia. Ia să vedem. Mânuța... Mânuța. Cana. Piciorul. Și chestia. Bun. Și am desfăcut ceva cu primul cod. Găsim un crate. It is locked. It has a six-sided hole. Ok.
Hai să vedem ce mai avem pe aici și n-am descoperit. Sau mă rog, și încă n-am descoperit ce putem să facem. Deci avem o lopată. Cu asta am încercat să sap, dar văd că nu mi-a mers. Probabil merge doar în anumite locuri să sapi. Bucată de pergament. Un vas cu apă. Sac cu nisip și atât. Ia, am o idee. Asta de pergament. Ceva ciudat cu ea. Ce se întâmplă dacă îi dau foc? Se întâmplă ceva? Aha! Soluția de la bărcuță. Stânga, dreapta, stânga, jos, dreapta. Stânga, dreapta, stânga, jos. Ce ne-a dat? Hexagon base. Unde era acel crit? Ho, ho, ho! Hole! A remote control robot! A robot! Și ce fac cu robotul? Pun aici pe jos? Nu? Îl bag în shaft. Forward. Ce descoperim? Vreau să știu ce descoperim. I should be able to move these handles now. Și cum le întorc? Unul spre celălalt, poate? Nu. Release. Trebuie să... Nu trebuie să ies, că nu știu cum să le pun. Deci trebuie să găsesc ceva care aseamănă cu două mânere. Asta l-am rezolvat. Ia, unde avem noi două mânere? De aici, pe lângă șaft, am ceva care să-mi zică cum trebuie făcut. Oare era ceva în tunel? Că am mers foarte repede și nu m-am uitat pe nicăieri. Poate mai aveam ceva. Ia, rotate. Facem un 360. Aha. Ia, uite-le aici. Deci, ăsta din stânga e la un unghi de 45 de grade. Mă rog. Relativ, acum depinde. Depinde. Și celălalt e aproape orizontal, foarte puțin înclinat spre dreapta. Spre stânga. Și acum mergem înapoi. Nothing to grab. Deci. Ăla din dreapta era așa. Și ăsta. Așa, nu? Or fi invers.
Hai că stăm aici până mâine, nu e nicio problemă. Și putem să mai înaintăm? Aoleu! Ia, fii atent că săpăm aici. X marks the spot. Nu? Un bol. Punem apă. Și s-a reflectat acolo. Oh! Prima cameră în care avem o a doua cameră. Interesant. Nu mai așa interesant, că am rămas blocați aici. Ok, they don't move. Bine. Super. Nu mai pot, de fericire. Asta e încuiată. Asta e la fel încuiat. Aici niște vaze cu simboluri. Superb. Punem sacul de nisip aici. Că trebuie să le dăm pe rând. Dacă ați văzut camera a doua, o să știți că și acolo avem ceva similar. Sau prima cameră. Da, în prima cameră. O să las un link în colțul din dreapta sus cu camera respectivă, unde tot așa trebuie să facem ceva din aproape în aproape. Am mai găsit un sac. Punem și pe ăsta aici. Că părea că nu e suficient de greu ca să se ridice. Și cred că încă ne mai trebuie ceva. Iar aici, probabil că va trebui să tăiem niște sfori, dar pe care să le tăiem? Avem ceva simboluri. Avem aici o cheie pentru valiză. Zic că merge și în partea cealaltă. Super. Și am găsit o rotiță. Nu știu ce e acolo, e doar zgâriat. Avem rotița. Unde se pune rotița? Aici. O dată. Bun. Borcane cu organe. Four vessels. Children protected by the... Da, ok. Astea sunt borcanele cele de jos și fiecare element de aici, da, are un un simbol. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Și aici sunt 5 și astea sunt 4. The heart was left inside the body. Destine. Așa, hai să mergem întâi la ele, să vedem unde sunt. Aici erau. Da, deci ăsta cred că, de exemplu, e de intestine. The baboon-headed happy guarded the lungs and represented the... The baboon-headed happy. Coada de maimuță, probabil. The human head imstee guarded the liver and represented the south. Păi și eu nu știu care-i care. Ah, da. Puncte cardinale. Nord, sud, est, vest. Deci, nord e intestinul ăsta, da? În sud e, nu știu ce, ca un hook,
ca un pai, mânuța e în est și coada de maimuță e în vest, zic. Da? Și ce fac cu ele? Aveam un ceva? Un cod? Un ceva? A, astea sunt? Nu. Cred că astea sunt sforile pe care le-am eu în spate. Dar nu-mi dau seama exact cum ar trebui să le distrug. Ah, acum se mișcă ăsta. Stai așa, bobiță. Deci avem jos, sus, jos, sus și sus de tot. Avem așa, jos, sus, jos, sus și sus de tot. Și? S-a întâmplat ceva? Nu. S-a mai înălțat ăsta? Nu face nimic. Nici ăsta nu face nimic. A, dar era aici. Mai avem ceva aici. Asta. Ia vezi. Ce ne dă înăuntru? Ha, ha, ha! Deci, unde-s vasele? S-ar putea să mă fi înșelat. Și avem așa. Mânuța e E. Asta era bine. Așa am zis și noi, că mânuța e E. Asta am zis că e în sud, paiu. Ia, suntem paiu, 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 sud. Da, sud. Deci, practic, și fără asta, cred că ne puteam da seama. Hai să vedem. Ăsta e zice că e N, exact. Și coada de maimuță este V, mă aștept. Unde-i? 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 Ei, nu! Oh, ce țeapă mi-a luat? Coada de maimuță... E W. A, da, West. Da, pentru românași e cu V, pentru ceilalți e cu W. Da. Bun, deci astea le-am deslușit, în caz că nu le deslușisem direct. Bun. Dar... Tot cu astea cred că trebuie făcut ceva. Dar de știu pe care să le fac. Oare trebuie să iau pe ăștia, că l-am pe Horus odată și tărtic că l-am și pe Happy. Represented the North. Lower intestine represented the West. Dar care este simbolul lor? Cred că trebuie să le încerc pe toate și să văd care merge. Ăștia-s pe la mijloc, sus, jos și dreapta. Asta este sus. Mijloc, nu? Mijloc, mijloc, sus, jos, de tot și în dreapta. În dreapta doar cu una mai sus. Nu? Nu face nimic. Să încercăm pe ăsta. Mijloc jos, sus, sus și jos de tot.
mijloc, jos, sus, sus și jos de tot. Așa era? Mijloc, jos, sus. Deci ar fi 3, 4, 2, 1 și alălalt. Nu? 3, 4, 2, 1 și ăsta alt. Ok. Super, mi s-a deschis ușa. Și acum pot să trec dintr-o parte în alta. Ah, dar e ceva acolo. Ha! Am luat cheița! Bun, și cu cheița asta? În partea cealaltă mi se pare că mai avem ceva ce n-am deschis. Încă un sac. Hai să ridicăm o dată capacul. Capacul de la sarcofag. Impresionant. Și? Ia. Merge cu ăsta? Nu știu dacă vreau să văd. Deci acum de-abia avem treabă cu borcanașile. Horus era în vest, am zis, da, deci Horus era în vest. Care era coada de maimuță? Asta era inima în centru. Asta cu bărbiță era în sud. Asta era în nord. Happy. Nu? Jackal era în est. La cu botul mai îngust. Mai am ceva de făcut? Dacă nu citiți până la final. Ce scrie acolo? The heart was left inside the body. Of. Of, atenția! Unde este atenția? Trebuie să descifrăm asta. Și înseamnă că ăsta era pentru ăsta de descifrat. Pai, două pene, bufniță. Pai, S. I. Nu, S, Y. Bufniță, M, sim, picior șarpe, sim, B, O, probabil, O, și L, e leu, symbol, O, F, symbol of, life, probabil. L, I, F, E, da. Symbol of life.
an KH, deci vulturașul ăsta, râma, vulturașul și râma. Capa, cana și simbolul ăsta, ce-o fi el. Cana. Așa este, ancul. Și asta e cheia? Yay! Camera a treia completă! Aplauze! Bun. Am reușit să scăpăm din Egipt. Nu am fost blestemați, nu ne-am omorât niciun curs vechi de mii de ani. Mumia n-a venit după noi. Dar noi am reușit să evadăm, așa că dacă v-a plăcut acest video, dați-i un like și abonați-vă la canal pentru a nu rata ultima parte din acest joc și anume camera în care tocmai am intrat. Eu sunt Ana Maria, până data viitoare v-am pupat, să aveți o zi faină!